ce e mai scump ca vedere? Cu o mână mai te descurci, cu o mână sau cu un picior, cum să se dă la și pe picioare. Dar ochii dacă nu mai vezi... Dragi prieteni, suntem în fierbinți, un las fierbinți, suntem în fierbinți unde a trecut caravana medicală și unde vrem să facem bine pacienților cărora n-am putut să le facem bine în timpul caravanei. Câți ani aveți? Fac în luna asta pe 30 și împlinesc 74, dintr-un 75. Mulțumesc. Deci ați fost în caravană? Da, mi-a spus și... că domnul doctor de acolo că am început de caratarată la un ochi. Și nu mai vedeți bine acolo. Și nu văd bine acolo și mi-a dat și ochelarii. Vrem să facem bine pentru cât mai mulți români și acum o să fie în jur de 250 de pacienți. În caravană n-aveam instrumentele necesare, dar ei au și sunt doctorii pregătiți ca să facă o operațiune. Domnul, că sunt programată pe 19 acum. Nu e niciun pericol, e minim invaziv, nu vă costă nimic. O să vă ia colegii de la poartă, vă aduc la București, nu o așteptați, măcar să aveți o bătrânețe liniștită. Vă bazați pe noi. Doamne ajută! Să vă dăm în sănătate! Doamne ajută! Salut! Păi... Să română! Să română! Intrați, intrați, intrați! M-am înțeles la medicii că v-au găsit cu cataractă și... La amândoi ochii. La amândoi. Mi-a zis domnul doctor de acolo. Asta știți cum e? Ca o pieliță pe care trebuie să vi-o ia. E minim invazivă, nu există niciun risc la operația asta, că nu ne băgam nici noi, vă dați seama, să pățim ceva. După aia e problemă. Da. Noi avem vreo 200 de pacienți care au fost la caravana medicală și au probleme cu ochii și am găsit medicii ăștia, o să stea o lună să facă operațiile astea. Da. Începem undeva pe 18-19 ianuarie, durează o lună. Aveți acolo cazare tot, a doua zi sunteți, da, în București, a doua zi sunteți înapoi. Vă iau de la colegii de la poartă, vă aduc înapoi aici la poartă. Dragi prieteni, dacă tot ne fac ei dosare penale, că am dat drumul la caravana medicală, că facem bine românilor, dacă caravanele lor sunt admise, dar ale noastre nu, dacă noi n-avem voie să trimitem prin poștă, dacă noi n-avem voie să facem politică, vreau să fac anunțul începutului de an. Cei care aveți probleme de cataractă, cei care nu vă permiteți 3.000, 8.000 de lei pentru o operație, medicii noștri pro bono, gratis, prin toată infrastructura noastră, vă aduc la București și vă operează ca să vedeți România de mâine, o Românie luminoasă, o Românie de aur. Scrieți-mi cazuri care au fost în caravana medicală și nu numai, contactați-ne. Noi vrem să facem bine chiar dacă nu suntem la guvernare și am arătat cu caravana medicală că putem și o să putem și la guvernare. Operația de cataractă reprezintă cea mai comună soluționare a acestei patologii și e o patologie frecvent întâlnită la oameni în vârstă. Poate părea simplă, pentru pacient nu este ceva complicat, este o operație care durează un sfert de oră, nu doare. Desigur, pentru medic este o provocare de atenție, se operează sub microscop. Pacienții nu au de ce să-și facă griji, pentru ei va fi o adevărată revelație când vom da pansamentul jos. Presupune de fapt înlocuirea cristalinului natural al pacienților, care este opacifiat din cauza vârstei, cu un cristalin artificial, bineînțeles transparent, care va ajuta în măsura în care nouă și alte afecțiuni de la retină, de la nervul optic, date de vârstă sau de alte patologii, cum ar fi diabetul sau hipertensiunea, să vadă din nou cât mai bine posibil. Sigur că unii dintre ei probabil că mâine nu vor vedea neapărat grozav, pentru că există și un proces de vindecare care diferă de la pacient la pacient, dar în câteva zile ar trebui să simțim o îmbunătățire, fiecare pacient în parte să simtă o îmbunătățire semnificativă. Dumneavoastră nu vedeți deloc acum, nu? Întrebarea este, atunci când ați început să nu mai vedeți, vederea a scăzut brusc, adică v-ați culcat văzând și v-ați trezit și n-ați mai văzut, sau ușor-ușor? Am văzut cu ăsta, ușor-ușor. Ușor-ușor, da? Bine, am înțeles. Doamna spune că i-a scăzut ușor-ușor, ceea ce ne face să fim optimiști. Dar fiind atât de avansat încât nu mai vede deloc,
șansele să vadă mâine sunt destul de reduse, adică va vedea mai bine, dar va vedea în ceață. Se va duce acea ceață în zilele care vor urma. Cu cât e mai avansată cataracta, cu atât ceața persistă mai multe zile până se vindecă. Aici ne vom uita la biomicroscop. Este practic testul principal pentru a pune diagnosticul de cataractă și pentru a evalua situația locală a ochiului, să putem avea un oarecare prognostic. După părerea dumneavoastră, care ochi vede mai slab? Drept. Vorbim despre o parte subiectivă și o parte obiectivă. Subiectiv cum percepe doamna, obiectiv ceea ce vom constata noi. Ochii deschiși, dar... La doamna pare un caz relativ standard. Nu pare nimic complicat. Probleme cu inima avem. Haideți dumneavoastră înăuntru. Dumneavoastră luați locatul. Ce ochi vă deranjează mai tare? Ochiul stâng. Un caz tipic de cataractă și în cazul doamnei. Mă aștept să nu aibă nevoie de ochelari post-operator la distanță. Țineți dumneavoastră asta așa aici și vă uitați prin lentila asta la ecranul acela. Vedeți ce scrie acolo? Da, 9, 3, 4, 5. Aici? Prea mărunt, nu-l văd. Deci doamna vede undeva la 40%. Așa, aș vrea acum să vină doamna de la Craiova. O să vă iau ochelarii de la ochi. Ne iau eu. Dumneavoastră faceți ce vă spun eu acum. Avansată cataractă, dacă vedeți și pupila, se vede albă și în scanarea asta. Care ochi vă deranjează mai tare? Cu care vedeți mai slab? Am văzut mai repede la asta, la drept. Și apoi la asta. Acum nu mai văd cu niciun. Tot așa. Ce? Cum vă numiți? Cred că cum vă numiți? Iovan, Iurnica. Cataractă. La domnul, din cauza pielițelor care sunt răspute pe ochi, se și vede și aici, poate să... Nu vorbim, vă rog, poate să dea un astigmatism și uitați, -8,5 astigmatism. Asta înseamnă că... Dacă rezolvăm cataracta, oricum va avea nevoie de ochelari, pentru că ar trebui rezolvată și pielița asta, dar nu se poate în același timp operator. Gata, vă retrageți, vă dați în spate. Vedeți acolo? Da. Ce zi? 2. 9, 3, 4, 5. 4732 aici. 38 aici. 545. Ok, operăm ochiul drept. Bine-ați venit alături de noi să vedeți exact din sala de operație cum reușim să rezolvăm aceste cazuri. Și am murit cu doctorul de aici. M-a sunat un doctor de aici și m-a întrebat. Da, doctor, mi-e cam frică. Nu, să nu fie frică, că nu doare nimic. Ne așezăm jos. Așteptăm să
așteptăm un pic aici până vine colega mea, da? S-a terminat cu bine această primă zi de operații. Rămâne să revedem mâine dimineață, să dăm pansamentele jos și să vedem reacția de bucurie a pacienților. Am dus proiectul Spitalului Mobil Aur la următoarea fază. Am chemat pe acei pacienți din caravana medicală la operație de cataractă, o chestiune minim invazivă, care costă mult și în sistemul de stat nu prea te poți opera într-un timp decent. Hai să vedem dacă ieri au fost operațiile, cum văd pacienții noștri. Bine v-am găsit. Câți pacienți ați avut? Am operat ieri 10 pacienți. Unii dintre ei nu vedeau deloc și avem așteptări ca măcar puțin să vadă astăzi când vom da pansamentele jos. Alții vedeau cât de cât bine, dar din cauza cataractei le era afectată activitatea, iar în cazurile lor sper să vadă foarte bine chiar începând de azi. O să dăm pansamentele jos și vă curăț puțin la ochi și apoi vă spun ce aveți de făcut în zilele ce vor urma, da? Doamna este o doamnă din Craiova care de ceva timp nu vedea absolut deloc. Domnul doctor Vântu a identificat-o în caravana medicală. Asta amețită. Amețită puțin că vedeți lumină după mult timp. De unde sunteți? Din Craiova sau de unde? Din Craiova, din Plenița. Din Plenița, din Dolj. Da, Dolj. Cum vedeți, cum v-am cum? Operat doar la ochiul drept, într-adevăr, da, și da. Acum ne așteptăm să se vadă. Da, vă mulțumesc. Se vede? Dumnezeu să vă aibă. Doamne ajută. Văd, sper că să mai reviu din amețeala asta așa. O să vă reveniți, acum e ceva nou și pentru ochi, n-am mai văzut lumină așa transparent de ceva timp. Da? N-am mai văzut, dar slavă Domnului, acum se poate. Câți ani aveți? Eu am 68 de ani. 68 de ani? Da. Și de 4 luni aveți problema asta? De 4 luni, mai înainte am avut cataracte, dar de 4 luni de când n-am mai văzut deloc. De când mi s-a stupat și asta. Coza a fost închis prima dată și după asta. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vedeți încă 68 de ani cu ochii ăștia. Nici n-am mai trăit nimeni atâta. Și în cazul... Uite și ia lomița aici, sărmâna. Și în cazul domnului Mașe să fie ochiul roșu, are niște pielițe crescute pe ochi. I-am explicat dumneavoastră că trebuie să operate și acele pielițe. Și ținem legătura, o să ne ocupăm și de treaba asta. Dar cu ochelarii potriviți, o să vedeți foarte... Aici ai face. Cu siguranță ne vom ocupa. Păi nu vă lăsăm așa. În primul rând mă bucur pentru faptul că deși n-am fost de la moarte, am primit așa. De caravana noastră. Nu mă așteptam. Parcă nici acum nu vine să cred că e real ce mi s-a întâmplat, în sens pozitiv. Pentru că la viața mea n-am primit un leu de niciunde nemuncit. Iar dumneavoastră ca om, vă doresc putere de muncă să luptați cu rechinii. Dar dumneavoastră tineretul, mai puteți îndrepta ceva. Doamne ajută să reușim și să știți că... Ăștia-s banii dumneavoastră pe care îi primiți, că ați muncit o viață și statul, în loc să vă dea banii dumneavoastră înapoi, nu vi-i dă. Trebuie să învățăm statul să respecte cetățean. Țara e bogată, v-am făcut... Deci mai e de furat. V-am făcut ochiul ca să vedeți țara noastră bogată cum își revine, cum se însănătoșește. Să vă audă Dumnezeu. Doamne ajută. Ce faceți, doamnă, sărbuna? Mă bucur că ați venit, ați avut încredere. Doamne ajută să vedem să dăm cum... pansamentul jos și în cazul cum o să vedeți. Cum este? Se vede? Se vede bine? Perfect, așa. Mă vedeți perfect? Uitați-vă și la domnul președinte. Îl vedeți perfect? Să... Așa. E artizanul acțiunii. Super. Sănătate. N-aveți de ce. E datoria noastră. Face. Cât bine ați făcut, eu nu știu cât Dumnezeu o să vă facă și dumneavoastră bine. E de pomină ce s-a făcut. E mai scump ca vederea. Cu o mână mai te descurci, cu o mână sau cu un picior, cum să și dă plăjită picioare. Dar ochii, dacă nu mai vezi, am avut o mătușă țara că mergea pe sârma așa, până la unde îi trebuia și îi se merge. E bine? În față de cum vedeam, adică aveam ceață. Că înseamnă că aveam nisip în noi ochi. Și înțeles că asta de-abia... Abia am dat pansamentul jos. Da, bănuiesc că mai târziu se va fi... Se clarifică, da, cu siguranță. Caravana asta, cum zice ei, că
cheltuiți banii aiurea a fost extraordinar de bună, pentru că majoritatea n-au știut și totuși a venit, au ajuns la caravane și s-au făcut cât de cât, adică știu de bolile care le au. Că nu știu, unii nu știu ce boli lovește, ce, de exemplu, voi, ba cu ochii, ba cu nu știu ce, ba cu prostată, cu alte chestii, da? Doamne, deci a fost să... un lucru extraordinar de bun. Dumnezeu asta a avut o idee foarte... Mă bucur. Nu că e vorba de la mine, la ei, o pire foarte bună. Deci dumneavoastră ați făcut ceva bun. Alții n-au făcut. De ce n-au făcut și ei așa ceva? Partidele respective care au primit bani de la guvern. Și care au avut și ministerele pe mână. Exact. Ministerele care... Felicitări, domnul doctor, mulțumim. Dragi prieteni, frumos. Asta înseamnă doctor fără de arginți. Oameni dedicați pentru munca lor. Continuăm proiectul Spitalului Mobil.